În aceste zile, bătrânii vor primi 10.000 de lei ca urmare a recalculării pensiilor. Mai exact, ei primesc retroactiv bani din 2004 pentru lunile în care au avut venituri mai mici decât salariul mediu brut. Aneta Sângeorzean este în direct acum și ne dă toate detaliile. Bună ziua, Aneta! Bună ziua, Cristina, bună ziua, doamnelor și domnilor. Este vorba de sute de pensionari din întreaga țară care vor primi pensii în valoare de sute de mii de lei. Banii se primesc retroactiv conform unei legi din 2004 care prevede că fiecare pensionar trebuie să primească 1.800 de lei pe lună. Asta în condițiile în care venitul acestuia trebuie să fie mai mic decât salariul mediu pe economie. Dat fiind faptul că din 2004 și până în prezent statul nu a plătit niciun ban acestor pensionari. Sunt oameni care acum trebuie să primească sute de milioane de lei vechi. Asta în condițiile în care până acum aceștia au beneficiat de transport gratuit în comun, de impozite și vacanțe, de reducere la taxe și impozite, vacanțe și tratamente gratuite. Doar în județul Bistrița, în Săud, Mureș și Bacău sunt 60 de persoane care vor beneficia de aceste pensii. Mulțumesc, că iată, sunt alte și alte legi care trebuie puse în aplicare și trebuie găsite noi fonduri. Tot cu dumneavoastră vă întreb, pentru că reprezentați puterea aici. Trebuie să vă spun că dacă așa s-a constatat, o lege din 2004 n-a fost aplicată, ea trebuie aplicată. Deci în condițiile astea bănuiesc că negocierea care a avut loc a fost cu oameni tehnici care au știut ce au de făcut. Și dacă trebuie o sumă din asta plătită din urmă, pentru că e dreptul la pensii, de la data depunere cererii se stabilește quantumul și dreptul pensionarului. Ca atare, eu cred că acest drept nu se poate prescrie prin faptul că avem criză economică. El va fi respectat și va fi, după părerea mea, acordat. De fapt, ce se întâmplă? Această lege, câte mi-amintesc eu când a trecut în Parlament, a spus așa că revoluționarii, în sensul cei care au fost răniți, arestați, în sfârșit, în timpul Revoluției, dacă au o pensie sub venitul mediu pe economie, salariul mediu pe economie, vor fi primit o anumită pensie. Mi se pare că până în 18 milioane. Dar nu mai mare decât salariul mediu. Da, dar nu mai mare. Așa. Atunci ce se întâmplă? Care este un salariu, tot sunt 18 milioane. Dar este un lucru mic, nu vorbim de ceva protecție socială. Nu uitați că oamenii aceia, oricum, erau oameni care aveau dreptul la o pensie. E adevărat că aveau drept, poate, dar trebuia să fie o pensie mai mică decât 18 milioane și se aplică din momentul în care se aplică legea, așa e și legea pensiilor, în momentul când începe calcularea. Și acum s-au adunat aceste sume de bani și sigur că, probabil că dacă aduni 18 milioane pentru 2 ani de zile, deja înseamnă o sumă foarte mare de bani. Care asta urmează să vedem de unde vor fi luați și acești bani, doamna Tușa. De unde vor fi luați acești bani, guvernul ar trebui să ne spună. Cel mai ușor ar fi fost să fie luați dacă guvernul ar fi luat anumite măsuri anticriză. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă, drept pentru care nu avem bani nici pentru aceste pensii, nici pentru salariile funcționarilor publici, nici pentru cele din angajații din învățământ, nici pentru cei din sănătate. Eu nu știu, domnul Dumitrescu a fost și în mandatul trecut în Parlament, eu nu cunosc prevederile acestei legi, recunosc că este prima dată când aud de ea, dar dacă este o lege care a trecut prin Parlamentul României, iar acei oameni au dobândit aceste drepturi prin lege, ea trebuie respectată. Însă, după cum am văzut din ce prezenta reporterul dumneavoastră, este vorba de câteva sute de oameni. Deci iară ne încurcăm de o buturugă mică și nu vedem care folosită drept precedent, pentru că și profesorii spun și legea lor a trecut prin Parlament, aceea de majorarea salariilor, și a fost oprită. Da, a fost oprită, dar să nu uităm că în cazul profesorilor, guvernul Boc le-a promis acestora plata a 17%, iar apoi, după ce oamenii au obținut în instanță pe cheltuiala lor acei 17% promiși de guvern, tot același guvern a venit și a dat o ordonanță prin care, practic, să reeșalora în nesfârșit plata acestor drepturi. Sunt ceea ce nu este, la această oră, ceea ce nu este corect. În foarte problema, scurt timp ce se întâmplă acolo. Dacă îmi permiteți, problema ar putea fi foarte simplu rezolvată dacă acest guvern, timp de aproape 2 ani de zile, ar fi luat și anumite măsuri anticriză capabile să stimuleze economia. Din moment ce nu se întâmplă acest lucru, nu trebuie să ne întrebăm că nu mai sunt bani.
Lucrul ăsta știm cu toții, este și firesc într-o astfel de perioadă să nu fie bani. Dar tocmai asta e treaba guvernului, să adopte acele măsuri capabile să producă bani. Oana Stanciulescu, te rog. Tabloul zilei de astăzi prezentat de dumneavoastră pare să arate că trăim într-un stat care funcționează în virtutea inerției. Nici nu știu ce mai funcționează în statul ăsta, în afară de rețeaua de rubedenii, nu? Aceea am văzut că funcționează foarte bine în zilele noastre. Dar ceea ce mi se pare și mai grav este că am început să discutăm dacă o lege sau o decizie judecătorească definitivă este obligatorie sau nu, sau dacă s-o aplicăm sau nu. Păi atunci devine extrem de grav dacă un stat pune la îndoială o lege pe care a dat-o și nu o respectă. Păi dacă nici statul nu o respectă, ce mai vorbim de oamenii de pe stradă care, ați văzut bine câte exemple avem, că nu respectă legea. Păi ar trebui să dea exemplu cabinetul Boc și să o respecte. În al doilea rând, vreau să vă spun că n-am văzut niciunde în lume și cred că suntem singura țară din Europa în care pensionarii ies în stradă. Am văzut meeting-uri serioase, proteste serioase în Franța. Probabil că l-ați văzut, au blocat granițele, au ieșit fermierii în stradă cu animale. Cu... Nu am văzut. Direct, se blochează economia. Da, dar nu am văzut niciunde. Au blocat aeroporturi și așa mai departe. Nu am văzut în nicio țară din Europa civilizată în care pensionarii au ieșit cu plăcuțe la gât, că mor de foame sau că vor să li se dea pensiile. Atât dacă sunt, că sunt mici pensiile în România. Nu se ridică la nivelul pensiilor din Occident. Cred că suntem singura țară. În ceea ce privește pensiile revoluționarilor, într-adevăr, este vorba de câteva sute, vorbim de câteva sute când sunt milioane de pensionari în România. Eu cred că suma este infinit mai mică și vorbim despre revoluționari și sper că revoluționari adevărați, pentru că în România și revoluționarii sunt contrafăcuți unii dintre ei. Deci vorbim de revoluționari adevărați care au participat la o revoluție sau lovitură de stat, vom ști sau nu știm când o să știm, dacă își a fost, și care au fost în piața universității și și-au văzut poate rude, poate vecini omorâți. Deci oamenii aceia merită această creștere a pensiei, mai ales că este și o lege în acest sens. Deci nu se pune problema să nu fie aplicată legea și să nu se găsească o brumă de bani pentru câteva sute de revoluționari.